Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Actualitatea Mara Media. Invitatul ediției de astăzi este președintele Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice, domnul Ștefan Dupșa. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Sărbana, bine v-am găsit. Ați început anul în forță, aș putea să spun, cu două ședințe lunare la instituția prefectului, în cadrul cărora ați încercat să vă expuneți din nou problemele și să-i reprezentați pe pensionarii maramureșeni. În primul rând, aș vrea să vorbim, înainte de toate, de un scurt raport pe anul 2016, un an în care, din 12 luni, v-ați întâlnit doar de 8 ori cu reprezentanții instituției prefectului. Dumneavoastră ați participat la aproape la toate întâlnirile astea și ați văzut la prima întâlnire. S-a prezentat un raport, să zicem, un raport de activitate a Consiliului Județean a Persoanelor Vârstnice, întocmit de către subprefect cu personalul din subordine. Dar noi, la sfârșitul anului trecut, am întocmit un raport propriu al activității Consiliului Județean a Persoanelor Vârstnice, nu numai în Comisia de Dialog Civic. În acel raport am prezentat exact cum s-au desfășurat lucrurile în anul 2016, respectiv am zis că numai 8 ședințe s-au desfășurat, din care prefectul a participat la jumătate, dacă a participat. După informația pe care am furnizat-o noi, am ajuns la centru și de la guvern probabil a venit un ordin prin care s-a atras atenția ca să se țină lunar aceste ședințe. Și atunci, ați văzut, în luna ianuarie imediat a fost convocată, în februarie a fost convocată, pe luna martie e planificată. Deci presupunem că se vor ține aceste ședințe în fiecare lună. La astfel de ședințe trebuie să participe și reprezentanții ai Consiliului Județean Maramureș. Vă întreb acest lucru pentru că sindicatele, spre exemplu, erau nemulțumite de acest fapt, că la ședințele lor de dialog social tot reprezentanții ai instituției prefectului participă, iar cei din conducerea Consiliului Județean sunt absenți de cele mai multe ori. Deci, în această comisie de dialog civic, președinte este prefectul, în comisie face parte subprefectul, directorii direcțiilor deconcentrate din județ, subsemnatul în calitate de președinte al Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice și vicepreședintele Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice. Iar restul președinților de asociații de pensionari din Maramureș îi invit, de obicei îi invit la aceste ședințe, deoarece pe lângă temele care se discută, ați văzut că la fiecare întâlnire am propus o temă specială care se discută, mai sunt și probleme punctuale care se discută în cadrul acestei comisii și atunci fiecare președinte de asociație are posibilitatea și plăcerea, să zic așa, să prezinte el problema locală cu care se confruntă și care să o aducă la cunoștința prefectului și, dacă e cazul, prefectul să o transmită mai departe la guvern. Ar fi benefică și prezența unor primari la astfel de ședințe, în opinia Acum, dumneavoastră? primar ca și primarie, eu în fiecare raport care l-am prezentat am solicitat dacă este posibil să se schimbe legea și în această comisie să fie cuprins și președintele Consiliului Județean Consiliul Județean Maramureș, Sicil de Maramureș, dar în fiecare județ, președintele sau un vicepreședinte, deoarece multe probleme se ridică legate de Consiliul Județean, de bani, de ajutoare care se pot acorda de către Consiliul Județean. Prefectura este o instituție săracă. Un fel de mediator, Deci oarecum. avem satisfacția că ne prezentăm, ne descărcăm necazurile și că sunt transmise la guvern, dar rezolvări din punct de vedere prefecturii probabil că mai puțin. Am satisfacția totuși că în luna februarie, în luna ianuarie mai bine zis, am ridicat câteva probleme, printre care una dintre ele a fost ca prefectul sau instituția prefectului, la întâlnirile care le are cu primarii, să solicite primarilor sprijin ca acolo unde se intenționează înființarea de asociații de pensionari să fie sprijiniți cu acordarea unor spații la nivelul unui birou unde să-și desfășoare activitatea și sigur cu costuri cât mai puțin. Am văzut că s-a făcut în scris la toate consiliile locale și s-au primit o parte din răspunsuri. Din păcate, unii dintre primari au răspuns că nu au posibilități, cu toate că
După ce se înființează o astfel de asociație și ar da seama că este și în sprijinul lor și ar putea, cel mai bine ar putea să ia legătura cu primarul Mirecea, care după ce am înființat în satul Săsar o asociație, a ajuns la concluzia că este foarte utilă și înființat și în Mocira, și în Recea, și în Lăpușel, și în Săsar. Deci în fiecare sat din comuna Recea au înființat astfel de asociații. Deci pe lângă faptul că pensionarii se adună și discută problemele lor în mod organizat, sigur, în unele acțiuni, aceste asociații pot fi folosite foarte bine în folosul comunității. Ați mai avut semnale și din partea altor primari maramureșeni care ar intenționa să ofere astfel de spații pensionarilor? Reacționat pozitiv, dar am avut solicitări din partea unor pensionari, spre exemplu, au venit din Repedea, au venit din Ruscova, a venit din Seini, pensionari care au solicitat sprijinul ca să înființeze asociații de pensionari în localitățile lor. Sigur, eu sprijin le-am putut da prin documentele care trebuie să le înființeze și le-am spus în momentul când sunt organizați o să particip la ei pentru prima ședință, pentru alegeri, dar rest, sigur, trebuie să se descurce cu comunitatea locală, cu autoritățile locale. La ședința din această lună, tema principală, aș putea să spun că a fost transportul în comun. Ați avut și în luna ianuarie solicitări pe această temă. Concret, ce doriți să obțineți pentru vârstnicii maramureșeni? Deci, cum ați putea veni sprijinul lor? Solicitat să prezentăm o propunere de program de teme care să le discutăm în anul 2017 în cadrul acestei comisii. Noi am prezentat un număr de 6 sau 7 teme pentru o primă formă de program, să zic așa, și am ales în luna februarie să discutăm despre transportul în comun a pensionarilor și, în mod special, transportul la mijloacele de transport în comun auto. Deci, aici am ridicat mai multe probleme. În primul rând, am solicitat ca pensionarilor să li se acorde în loc de 6 călătorii, 12 călătorii, cum am avut mai cu câțiva ani în urmă, respectiv 6 călătorii dus-întors, nu 3 călătorii dus-întors, cum este acum. Și sigur, motivația poate fi destul de simplă, că au copii în alte localități, în București, în Cluj, în orașe mari, plus, dacă vedeți dumneavoastră bine, bolnavi, chiar vârstnici, se duc la medici în Baia Mare, dar ultimul drum sau cel mai de încredere este Cluj. Dacă ajunge la medic în Cluj, îi trebuie cel puțin 4-5 vizite, plus tratament, dacă face și tratament, așa că este deosebit de necesar aceste cupoane de călătorie. Pentru că sunt mulți pensionari săraci care efectiv nu se descurcă cu pensia pe care o au. Și atunci am zis că ar fi util ca numărul acestor cupoane să fie majorat. Al doilea lucru important pe care l-am solicitat și sigur, până la urmă, ăsta s-a spart în capul meu să o rezolv, toți pensionarii din Baia Mare să circule gratuit pe mijloacele de transport în comun din Baia Mare. Sigur, aceasta, sigur, o să-mi revină mie sarcina în cadrul Consiliului Local. Dar am solicitat ca și în localitățile unde există mijloace de transport în comun, pensionarii să circule gratuit și am mai solicitat ca din zona metropolitană pensionarii să aibă posibilitatea să obțină cel puțin 4 călătorii gratuit până la reședința de județ. Gândindu-mă că au nevoie de aprovizionări din supermarketuri, gândindu-mă că au nevoie de consultații la medici de specialitate care sunt numai în Baia Mare și altele care cele 4 gratuități le-ar prinde foarte bine. Și, sigur, una care
Am solicitat-o, dar nu am găsit nicio formă de rezolvare ca să fac o propunere concretă subprefectului care a participat la această ședință. A fost ca pentru președinții de asociații de pensionari din orașele județului și localitățile județului să li se asigure o călătorie gratuită până la reședința de județ ca să poată participa și ei la aceste ședințe de dialog civic, pentru că altfel este când pensionarul din Borșa, spre exemplu, vine și discută cu prefectul, probabil n-are ocazia într-un an de zile să se întâlnească cu prefectul și una este să vie să discute cu prefectul, să-i prezinte problemele personal și să se ducă la pensionarii din Borșa să le spună, uite, am discutat cu prefectul și problema drumului spre Vatra Dornei va fi rezolvat, nu știu cum. Am dat un exemplu așa pentru că știu că drumul respectiv e o problemă. Sigur, nu găsim nici noi o formă prin care special să se dea, dar dacă se suplimentează cupoanele de călătorie de la 6 la 12, președinții de asociații de pensionari vor găsi forma prin care unul dintre cupoane să fie sacrificat pentru această ședință. Pentru zona metropolitană Baia Mare ați încercat să faceți câteva demersuri, ați vorbit cu conducerea Urbis în acest sens? Acum, conducerea Urbisului a participat prin domnul general Pop, a participat la această ședință în dublă calitate, și de director a unității de transport și ca reprezentant a pensionarilor din Ministerul de Interne. Sigur că nu-i de competința lui ca să rezolve această problemă. El a venit cu câteva probleme care, sigur, să le rezolvăm, respectiv să simplificăm modul de obținere a abonamentelor pentru pensionari și gratuitatea se obține din partea Consiliului Local. Deci asta se va discuta la alt nivel. Dar cu zona metropolitană i-am sugerat și subprefectului și la directorul de la Urbe să aibă o întâlnire cu toți primarii din zona metropolitană și să discute cu ei în mod mai concret, pentru că sunt totuși oameni și pensionari fiecare localități în parte și ar putea sacrifica fiecare consiliu local o gratuitate, să zic, cum am zis mai înainte, 4 săptămâni sau 4 gratuități de astea transport Baia Mare, știu, Recea sau Groș sau altă localitate de unde pensionar respectiv în zona metropolitană. S-a semnalat în cadrul ședinței faptul că unii transportatori refuză să transporte pensionarii pe motiv că li se decontează cu întârziere cupoanele. Iar bineînțeles că cei care au de suferit sunt tot vârstnici în acest sens. Deci am ridicat și această problemă pentru că am semnale de la câteva asociații că sunt transportatori care nu preiau de la pensionari cupoanele de călătorie. Și de la asociațiile noastre de pensionari și în mod special această problemă a ridicat-o și președintele veteranilor de război, pentru că sunt transportatori care nu preiau acele etichete de călătorie pentru veterani de război. Și i-am propus subprefectului pentru aceste unități care refuză și dacă vom găsi și vom avea cazuri concrete, le vom semnala punctual, ca să li se ridice de către Consiliul Județean, vedeți, iar ajungem la Consiliul Județean, să li se ridice licența de transport, pentru că pentru fiecare transportator de ăsta interurban, licența de transport se dă de către Consiliul Județean. Și atunci, sigur, Consiliul Județean ne poate ajuta în acest sens ca să-i oblige. Acum, Casa de Pensii, directorul de la Casa de Pensii ne-a spus că nu există cupoane depuse spre decontare și nedecontate. Dar este posibil ca să se depună aceste cupoane spre decontare și să se deconteze cu întârziere. Asta poate fi un motiv obiectiv, dar pentru pensionar nu este o rezolvare ca să nu-i iai, să-i transporti dacă au aceste drepturi, să nu-i transporti
fie gratuit, fie e cu 50% sau cu cât e transportul respectiv. Sperăm că se va rezolva în mod favorabil și această problemă. Dar ați avut un dialog cu reprezentanții ai Consiliului Județean în acest sens? Nu am avut concret un dialog, am avut și în anii precedenți ridicat această problemă și am rămas totuși că dacă se mai repetă, că cu aceste ocazii, cu ședințele respective, aud și transportatorii ce s-a discutat și dacă totuși sunt cazuri de ăsta, să le aducem concret în scris la Consiliul Județean cu propunerea ca să li se ridice licența de transport. Ați pomenit și de Casa Județeană de Pensii. O altă problemă ridicată a fost cea a biletelor de tratament, care în unele cazuri sunt insuficiente. Am ridicat tot de legat de transport, a ridicat problema ca acele etichete, pentru că vedeți, până acum tot discutam de etichetele de transport, că să le suplimentăm, să le folosim și așa mai departe, dar există și cazuri când etichetele respective nu sunt folosite. Sunt cazuri de pensionari care sunt ținuți la pat de anumite boli, chiar paralizați, și totuși primesc aceste cupoane. Și atunci am zis aceste cupoane neutilizate să fie decontate la un preț mediu, pentru că acești oameni care sunt imobilizați și nu pot să călătorească au cheltuieli suplimentare față de ceilalți mai normali, să zic așa, sau mai sănătoși. Au cheltuieli suplimentare cu bolile pe care le-au și le-ar prinde bine câțiva leuți pentru aceste cupone, vis-a-vis de faptul că pensiile sunt așa cum sunt, sunt destul de mici, cu toate că au început să fie indexate într-un procent mai mare, dar totuși sunt mici. Și sigur, am discutat o problemă care pentru noi, sau cel puțin eu, de câțiva ani de zile o tot propun prefectului. Se organizează o întâlnire cu toți parlamentarii de Maramureș. Sigur, vis-a-vis de acest lucru, doream și dorim în continuare să discutăm probleme strict care privesc rezolvarea problemelor în Parlament. Și doream acest lucru pentru ca, indiferent din ce partid face parte sau ce culoare politică are parlamentarul respectiv, să fie convins că problemele pe care le ridicăm noi și sub forma care o ridicăm sunt reale și ne dor și propunem rezolvări care, mă rog, vor fi comune pe toată țara și din toate asociațiile vor propune astfel de rezolvări, dar când se vor discuta în Parlament să se discute, indiferent de culoare politică, cum ziceam, să se discute în același ton și pe aceeași linie, nu să tragă unul oi și unul cear și după aceea nu se rezolvă problema. Dar care ar fi câteva dintre aceste probleme? Spre exemplu, pensii. Sigur, noi merem cu ideea cu pensiile, cu 45%, valoarea punctului de pensie, 45% din salariul mediu brut pe economie. Dar mai venim cu o propunere care, mă rog, nu știu dacă e strict originală de la noi, dar am zis următoarea chestiune. Dacă se fac aceste indexări de pensii, la pensia de 5.000 și peste 5.000, un procent de 5,2%, îți 250 de lei majorare. Iar la ala cu 400 de lei, îți 25 de lei. Și atunci am zis, haideți să facem aceste indexări, să se facă indexările, să se dea sumă fixă. Că dacă la ala cu 400 de lei o să-i dai 100 de lei, se simte foarte mult. La ăsta cu 5.000 de lei, dacă dai 100 de lei, chiar dacă nu se simte, nu are nevoie. Și atunci le-aș face propunerea ca aceste indexări, când se fac indexări, să se facă sub această formă, să se dea sume fixe și, sigur, pot să limiteze. Noi am zis așa, până la 5.000 de lei, peste 5.000 de lei n-ar fi nevoie de indexări și chiar pensiile peste 5.000 de lei, pentru că toată lumea se plânge că nu sunt fonduri la pensii și că sunt depășite fondurile și că afectează bugetul și așa mai departe, ale pot fi ce depășește
5 puncte procentual, cum a fost inițial în legea pensiilor, cine depășește cele 5 puncte de pensie, să li se impozitează pensia cu 70, 80, 90% și banii aia se întornă pe la buget. Și atunci n-ar fi tentați nici parlamentarii să-și ia pensie suplimentară de 1500 de lei pe mandat, nici alții care au, auzeam de pensie de 180 de mii de lei sau chestii care s-au aberat. Îi trebuie o camionetă să-și ducă bani acasă. Da, mă rog. În opinia dumneavoastră, care este valoarea decentă a unei pensii pe care, pe care trebuie să beneficieze astăzi un pensionar din România? Păi, o pensie decentă, dacă zic undeva la 1500-1700 de lei, să fie o pensie decentă, poate unii ar zice că exagerez, dar nu exagerez deloc, pentru că dacă se analizează costurile unei familii, o să vedeți că o pensie de 900, cât e pensia medie acum pe județ, cu 900, nu se descurcă un cetățean care locuiește la bloc și are și cheltuieli cu utilități, cu taxele comune, cu celelalte, nu se descurcă cu 900 de lei. Și atunci 1500-1700 de lei nu e o pensie exagerată. Sigur, se pot lucra la pensiile ale speciale și la altele, dar asta e treaba altora de unde fac rost de bani. La noi cerem să ni se acorde ceea ce dorim. Dar legat de pensii, sigur, mai sunt și alte probleme care... Eu, de exemplu, am lucrat în construcții. În construcții s-a lucrat în acord global. Și în fiecare an la mine venea un fost șef de echipă la Ferrar Betoniști, venea și ăsta conducea o echipă de Ferrar Betoniști de vreo 35 de persoane. Și aveam un salariu de 5600 de lei și el în fiecare lună, dar în fiecare lună câștiga cel puțin dublu. Cel puțin dublu. Și l-am întrebat câtă pensie ai Balint. Balint îl chema. Păi cât am? 1200. 1200 de lei. Ei, 1200 de lei pentru el care câștiga atâta și din cât o câștigat contribuția la fondurile de asigurări sociale a fost proporțional cu cât o câștigat. Și atât a venit săracul la mine și m-a întrebat ce facem, ce dragem, până când o dat ortopopi. Deci nu mai este omul și, vedeți, din păcate, mulți speră ca să se rezolve problema, pentru că noi, la noi nici numărate zilele sau ani, nici numărați, și așa că ar fi bine ca să ne fie satisfăcute aceste doleanțe, care noi zicem că sunt drepturi ale noastre pe care trebuie să ne le acorde guvernanții. În 89, imediat după Revoluție, bugetul asigurărilor sociale de stat avea un excedent mare. Guvernanții, nu zicem noi cine, guvernanții de atunci au luat banii aia de la asigurări sociale și au folosit în economie. Nu știu la ce au folosit. Deci, noi nu acceptăm ideea ca să ne spună astăzi când solicităm majorare de pensii, să vei cu ideea că fondul de pensii e depășit și că nu există nimic. Nu ne interesează pe noi treaba asta. E treaba lor. Treaba lor când eu luat și o consumat, treaba lor ca să-i dea acum cât e nevoie. Dar în opinia dumneavoastră se simt pensionarii reprezentați de către cei care ne conduc astăzi? Ei în fiecare, de fiecare dată sunt cu speranțe și îi votează pe cei care promit mai mult. Ce să zic eu, dacă sunt reprezentați, că după câtva timp sigur vin dezamăgirile. Dar dacă se observă că cei care îi reprezintă și care îs alăturea de ei și ascultă, altfel reacționează pensionarii față de ei. Deci sunt oameni politici care vin și discută cu pensionari, nu li frică de pensionari după ce au fost aleși. Și vin și discută, dezbat problemele și așa mai departe. Altfel sunt percepuți acești oameni față de alții care după ce au plecat nu-i mai cunosc. Și sigur, de multe ori înțeleg și pensionarii că sunt probleme, sunt greutăți, dar
Înainte de alegerile din 2016, vreau să vă întreb când a avut loc oare o întâlnire a parlamentarilor cu pensionarii Maramureșeni? Când mă gândesc în a doua parte a anului 2016, deci, noi nu am v-ați avut întâlnit cu aceștia. Întâlniri separate am avut cu parlamentarii, dar mai degrabă în campania electorală sau în preajma campaniei electorale. După am mai avut întâlniri, dar sunt, să zic, oameni de ai casei. Vă dau un exemplu. Chiar că după ce l-am susținut să devină parlamentar, l-am susținut, noi pensionari l-am susținut, o venit pe la noi. Alții i-am susținut, da, mai vin, te-a uitat de noi. Și, sigur, acum, mai aproape de noi este doamna Cherecheș, care pe lângă faptul că, mă rog, este medic, a făcut mult voluntariat la Caspev. Deci a venit și a făcut asistență medicală gratuită la Caspev și când nu putea veni la cabinetul nostru medical, primea pensionarii la cabinetul ei medical, la spital și le rezolva problemele. Deci oamenii ăștia care sunt aproape de pensionari și ceea ce poate să rezolve, că nu toate problemele care le vom ridica noi sunt chiar posibil de rezolvat, dar o parte se pot rezolva. Da, dar în județul acesta nu sunt doar pensionari din Baia Mare, că sunt pensionari în trei județul și avem aproape 10 parlamentari în județul Maramureș. Dacă vorbesc cu acești parlamentari sau în Comisia de Dialog Civic, nu vorbesc în numele meu personal, pentru că eu chiar n-aș avea nevoie de nicio revendicare din cele care le punem acolo. Eu vorbesc în numele celor pe care îi reprezint și celor necăjiți. Deci, efectiv, îi susțin pe ei și le cunosc problemele și așa pun problema, nu din punctul meu de vedere că eu aș câștiga 100. Că eu, dacă e vorba de indexare, aș câștiga dacă se menține procentul acordarea indexării procentual, dar vedeți că eu v-am susținut și susțin în continuare acordarea indexării în sumă fixă și atunci câștigă cei care... Dar da, v-am întrebat și despre biletele de tratament. Spuneați de multe ori că sunt, vi se pare insuficiente. Pe lângă faptul că ni se pare insuficiente, oricând un bilet de tratament era 21 de zile. Și tot atâta era costul biletului, respectiv 50% din pensie. Acum biletul de tratament e 16 zile, tratamentul efectiv e 12 zile și costul tot 50% din pensie. Și am susținut să se reducă proporțional cu numărul de zile de tratament, să se reducă și costul biletului. Și încă o chestiune care, sigur, o să o susținem în continuare, un pensionar care are 450-500 de lei pensie, nu poate să-și ieie și biletul de tratament și să meargă la Olănești sau la Mangalia cu trenul să-și plătească biletul de tren. Și atunci am susținut cel puțin pentru aia care au pensii sub pensia medie să li se acorde sub o formă oarecare. Bine ar fi ca în costul biletului de tratament să fie inclus și transportul gratuit pentru acești pensionari la stațiune și de la stațiune înapoi. Deci, ca să încurajăm oamenii, pentru că medicamentele sunt scumpe, dar sunt o serie de boli care se tratează în stațiunile de tratament prin metodele specifice din fiecare stațiune. În opinia dumneavoastră, câte dintre aceste solicitări găsesc o rezolvare, fie din partea autorităților județene sau locale, fie din partea parlamentarilor? Păi, eu aș dori să se realizeze 100%, dar dacă se vor realiza 50%, sigur, vom fi satisfăcuți. Vedeți, promisiunile sunt ca prin anul 2020 sau 2021, pensia minimă să fie 1700 și ceva de lei, ceea ce ziceam eu că ar fi satisfăcător. Deci, dacă se ajunge și se realizează acest deziderat, sigur că
Dar sunt o serie de chestii care se discută în cadrul Comisiei de Dialog Civic, probleme care pot fi rezolvate și pe plan local, fără eforturi deosebite din punct de vedere financiar. Sigur, v-am spus de transportul local, care presupune și costuri suplimentare din partea autorității locale. Dar, spre exemplu, am discutat și vom discuta în continuare. Eu personal am auzit la radio că în România se aruncă 2 milioane de tone de alimente anual. 2 milioane de tone de alimente. Dacă s-ar da la oamenii săraci, cel puțin vreo 4 milioane de cetățeni ar fi scoși de sub linia de sărăcie. Și atunci am propus la supermarketuri care au astfel de alimente care se apropie de perioada de expirare să fie date în cantități limitate pe bază de etichete, pe bază de tabel, pe bază, indiferent ce formă se găsește, să fie date gratuit sau un preț redus pensionarilor cu pensii mici. Inițial, anul trecut, sub prefectul din vremea aceea, mă ocup eu personal de această problemă, să vedeți că o rezolv. După două ședințe, să vedeți că nu se poate rezolva decât printr-o lege sau nu știu ce, pentru că li se impută diferența, dar mai bine o aruncă, nu? Deci mai bine o aruncă decât să găsească forma prin care să facă o donație și să dea la oameni sărați. Același lucru am propus, spre exemplu, medicamentele care se apropie de perioada de expirare a garanției, când expiră garanția, să distrug. Obligația farmaceștilor să distrugă. Le-am propus ca, pe bază de rețetă, medicamentele care se apropie de perioada de expirare, deci cu o lună sau două săptămâni înainte, să se dea în cantități limitate, redusă pe bază de rețetă, tot așa, bolnavilor, pensionarilor cu pensii mici. Deci aici nu s-a putut face. Deci sunt chestii simple care se pot rezolva printr-o voință, o ambiție, nu știu care să fie acea ambiție, dar o donație și din partea farmaciilor poate fi donație care au dreptul să o facă. Dacă nu fac donația, peste două săptămâni le distrug și tot pierdere pentru ei, dacă e vorba de pierdere. Dacă e vorba de diminuarea profitului, atunci tot diminuare de profit. Dar cel puțin face un act de binefacere și face un lucru bun pentru semenii lor care au nevoie de așa ceva. Și astfel de propuneri, sigur, sunt mai multe și vor fi mai multe și vin pensionari, vin și cu sugestii de genul acesta și sigur vom fi în continuare cu alături de autorități astfel încât să încercăm să rezolvăm cât mai multe probleme legate de acest lucru. Domnule Rupșa, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune astăzi. Aveți propuneri care cu siguranță ar trebui să ajungă și în atenția actualilor parlamentari maramureșeni. Nu numai, pentru că eu fiind și în Consiliul Național a Persoanelor Vizitnice și în cadrul Consiliului Național a Federației Pensionarilor, și la aceste foruri eu ridic aceste probleme și fiți sigură că aceste probleme sunt ridicați și de alți președinți de Consiliul Județean din alte județe și deci undeva să... Și avem perioade când a fost doamna Rovana Plumb, ministrul muncii, am avut cu ea întâlniri de vreo 2-3 ori. Și sigur, probabil că vom avea în continuare cu ministrul muncii, cu președintea Casei Naționale de Pensii. Am cerut întâlniri și cu primul ministru și să fim primiți o dată pe an, măcar, și de președintele României și astfel de probleme vor fi aduse la cunoștința celor în drept ca să le rezolve. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Așteptăm noua ședință din luna martie să vedem cu ce răspuns vin autoritățile județene sau ce propuneri veți mai face către acestea. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Practic electrocasnice. Practic tot ce ai nevoie. Situat în complexul comercial din centrul orașului, magazinul Practic electrocasnice vă întâmpină cu cea mai variată gamă de produse electrocasnice din oraș.
cuptor cu microunde Heiner, 179,99 lei. Aragaz Zanussi, 599,99 lei. Televizor Finlux, 699,99 lei. Oferim transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate. Practic electrocasnice. Practic pentru toți. Strada Bogdan Vodă, numărul 13A, în complexul comercial. O casă ține o viață dacă are temelie trainică, dar mai ales un acoperiș rezistent. Viking Plujinski, cel mai mare producător de țiglă metalică și tablă cutată din Polonia și regiune, este soluția. Viking Plujinski produce 6 modele de țiglă metalică elegantă și rezistentă, în diferite culori, pentru toate tipurile de acoperiș. Vinde tablă cutată pentru acoperișuri și fațade, ferestre de mansardă, jgheaburi și burlane din tablă și PVC. Găsiți produsele noastre expuse pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Iar pentru detalii suplimentare, ne puteți contacta la telefon 0740 635 476 sau 0741 233 656. Garantăm cel mai bun raport calitate-preț. Alege produsele Viking Prujinski. O decizie corectă pentru casa ta. E început de an și e bine să îți faci încă de pe acum planurile de vacanță. Orice destinație ai alege, agenția de turism Marea Internațional Tur Baia Mare este partenerul ideal pentru vacanța ta de vis. Apelează acum la agenția de turism Marea Internațional Tur Baia Mare pentru a beneficia de cele mai bune oferte și de cele mai mari reduceri. Informații suplimentare la telefon 0744 38 0184 sau la sediul agenției Marea Internațional Tur Baia Mare, pe Bulevardul Unirii numărul 5, vis-a-vis de magazinul Maramureșul sau pe site-ul www.mara-tur.ro. Te așteptăm cu cea mai bună ofertă de vacanță pentru tine! Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Un moment omagial dedicat lui George Pop de Băsești a avut loc ieri la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare. Ieri s-au împlinit și 98 de ani de la trecerea în neființă a lui George Pop de Băsești. Vă invit și pe dumneavoastră să urmăriți câteva momente din cadrul acțiunii de la instituția muzeală. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să aveți un sfârșit de săptămână cât mai liniștit. Acest moment pe care am încercat să-l provocăm astăzi și după asistență, sper că reușim să vedem și desfășurarea ulterioară. Mă bucur că, iată, sunt foarte mult tineri aici, la un moment dedicat unui bătrân al nației, cum a fost numit, adică George Pop de Băsești, de la cărui trecere în eternitate se împlinesc astăzi 98 de ani, sper că n-am greșit. Ne-am gândit că în contextul acestei expoziții temporare, o expoziție tematică George Pop de Băsești, pe care l-am vernisat-o la sfârșitul lunii noiembrie anului trecut, 2016, deci în acest context generos, să provocăm această masă rotundă, cum vreți să-i spunem, despre personalitatea lui George Pop de Băsești și sper că la sfârșitul ei, așa cum am fost și întrebat adineau de la de colega de la Teleplus, să știm mai multe despre George Pop de Băsești, să vedem câteva din resorturile acțiunii lui, pe, nu doar pe plan politic, ci și economic și cultural, pentru că George Pop de Băsești nu a fost numai un om politic remarcabil, un lider al Partidului Național Român din Transilvania, ci a fost și un antreprenor de foarte mare succes, adică un mare proprietar de pământ care și-a mărit constant proprietățile, averea, și astfel a putut să facă și ceea ce numim mecenat, adică să ajute presa românească, care avea nevoie atunci,
să ajute tinerii studioși care nu au posibilități materiale, deci să le acorde buse, să sprijine biserica. De asemenea, prin intermediul instituțiilor române de credit, a micilor bănci care au avut un mare rol în mișcarea națională românească, de ce? Nu direct, că nu mergeau să subvenționeze nimic, ci ajutau pe români, pe cei mijlocați, să spunem, să cumpere teren în condiții bune, astfel încât treptat să se creeze o clasă de mijloc, o clasă puternică românească, normal, care să poată să sprijine ideile de emancipare națională și de unitate națională. Fără acestea, nu putem înțelege 1 decembrie 1918, adică nu putem înțelege așa un drum liniar, gata, au plecat românii și s-au unit. Dacă nu înțelegem care au fost acțiunile concrete și pașii făcuți anterior. Iar George Pop de Băsești, fără nicio îndoială, și o să vedem astăzi din intervențiile care vor fi, a fost un element coagulant al acestor forțe românești și un mare sprijinător al lor. Mai nu o să intru în detalii, dacă o să vă propun să mai intervenim pe parcurs, deci să nu fie așa o chestie că unul vorbește și ceilalți ascultă și nu mai spun nimic, să se pună întrebări, să fie o discuție, o întâlnire informală din care fiecare să avem la sfârșit să fim mai bogați sufletește, dar și informațional. Oricum, aș vrea înainte de a intra un pic de fapt nu este un desfășurător, adică să mulțumesc celor prezenți aici și îmi face plăcere să constat participarea extraordinară a Liceului Teoretic George Pope Băsești, patronul lor din Baia Mare și din Urmen, și mulțumesc doamnei profesoare Oana Talos și domnul profesor Valer Dumitras, sper că n-am greșit, de asemenea colaboratorilor noștri din Baia Mare, celor două colegi naționale, dar Gheorghe Șincai, reprezentat de domnul profesor Lucian Cluj, și, bineînțeles, echipa aferentă, ca pe echipă așa, și domnul Adrian Șovaru de la colegiul Vasile Lucaciu, la fel cu, și susținător, dar și echipă, așa, am stat la sfârșit așa ca să pot să-l provoc pe domnul primar al Comunei Băsești, unde se află Muzeul Memorial, Călăuz, care mulțumesc că și-a găsit timp și a ajuns la noi și sunt sigur că o să-i mai vină câteva idei din întâlnirea aceasta. Înainte de toate, vreau și eu să vă mulțumesc pentru participare. Să știți că nu a fost întâmplătoare invitația, această lansare de invitație respectiv pentru Liceul George Pop de Băsești, Liceul Teoretic. Am lansat această invitație către voi, fiindcă v-ați ales un patron sufletesc care merită și va merita întotdeauna să-i acordați atenția și să știți foarte multe despre el. Am apelat la Colegiul Național Vasile Lucaciu pentru că, în virtutea, istoria ne-a demonstrat că exista o legătură trainică, foarte puternică, între liderii politici din vremea aceea și în mod deosebit între George Pop de Băsești și Vasile Lucaciu. Scumpe bade, îi spunea Vasile Lucaciu lui George, îi scria că Vasile Lucaciu lui George Pop de Băsești în anii mișcării memorandiste, când știau că îi așteaptă deja tăinuțe. Da? Am apelat la domnul învățător Radu Viorel din Comuna Ancă, pentru că deci nu poți să vorbești în nicio formă despre Vasile Lucaciu, despre George Pop de Băsești, fără să-l pomenești pe celălalt. Tocmai din cauza acestei legături, comuniuni care exista, nu numai pe terenul luptei naționale, ci și pe acela al prieteniei, al legăturii strânse, care la vremea aceea, în vremurile acelea grele, erau foarte des întâlnite. În ianuarie, acolo a avut loc, de la 165 de ani, de la nașterea lui Vasile Lucaciu, a avut loc un moment de suflet de asemenea, dar de amploare și cu o largă participare, la care am participat și noi. Și tocmai în această idee a realizării unor acțiuni comune,
V-am solicitat și v-am invitat să fiți prezenți astăzi aici, așteptându-ne sau eu consider că deja pregătim momentul centenarului Unirii de la 1 decembrie 1918. Deci nu numai anul 1918, anul care urmează, contează, ci și acesta de pregătire. Uitați, prin astfel de evenimente, mai mici, mai modeste, dar arătăm și ceea ce simțim de fapt, că nu i-am uitat și le aducem întotdeauna un omagiu celor care au făurit istoria acelor timpuri. Și nu numai la 23 februarie, când se comemorează la moartea lui, ci și între acestea, în decursul anilor, am făcut și vom face, sper, multe momente frumoase împreună, la Băsești, sau la Baia Mare, sau la Șișești, sau la Apra, de ce nu la Apra. Acum, eu aș vrea să vă spun câteva cuvinte la modul general despre George Pop de Băsești, dar punctând anumite episoade din viața și activitatea lui, poate mai puțin cunoscute, dar care cu siguranță nu se regăsesc în cartea de istorie. Cu domnul Cloj, de noastră vă așteaptă un mare centenar în 1919 și fac o mică paranteză vis-a-vis de liceul Gheorghe Șinca, e la vremea respectivă, înființat în anul 1919, pentru că are o legătură și cu 1918. Și am să vă spun care este această legătură. În prima generație de profesori ai liceului Gheorghe Șinca a fost și un eminent dască, s-a numit Aurel Coza. E bine, acest om a fost la un moment dat, încă prin anii 70, singurul martor în viață care a participat la citirea declarației de independență, declarația de la Oradea, acum este ea cunoscută, în Parlamentul de la Budapesta, pe 18 noiembrie 1918, un moment deosebit de important în derularea celor evenimente care au precedat unirea de la adunarea de la Alba de la 1 decembrie. E bine, el era atunci tânăr student, a participat, n-a reușit să intre în interiorul Parlamentului, a fost în zona aceea mai din apropiere, dar a auzit și a așternut pe hârtie tot ceea ce, la un moment dat, tot ceea ce el a văzut și a auzit acolo. Retind foarte bine acea atmosferă, fiindcă declarația de independență a fost citită după mesajul american, care spunea în Parlamentul de la Budapesta, aducea la cunoștință cele 14 puncte ale lui Wilson. Și imediat după asta a venit citirea declarației, vă dați seama pe un fond care deja era foarte clar ce urmează să se întâmple și acel tumult, acea reacție a oamenilor la cele două momente care s-au desfășurat foarte apropiate unele de altele. Memoriile acestui eminent profesor, care la un moment dat a fost și director al Muzeului de Istorie, din Muzeul Orășănesc, cum se numea la vremea respectivă, și apoi a devenit director al Liceului Vasile Lucaciu din Carei. Au fost publicate în, exact așa cum le-a redat dumnealui pe hârtie, în manuscris, au fost publicate în periodicul nostru Marmanții. Acum, revenind la George Pop de Băsești, vreau să vă spun că aș spune două, trei cuvinte legat în principal despre ceea ce îl caracteriza, ilustrat în momente din activitatea lui. El este, fără îndoială, unul din reprezentanții de seamă ai generației de aur, putem să o numim așa, care, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-lea, au luptat pentru făurirea României Mari, pentru unitatea statală, națională a românilor. Ei bine, în fața Muzeului Unirii de la Alba Iulia, dacă ați fost careva dintre voi, ați văzut că este o galerie de
de personalități, de statui, da? Personalități care, bineînțeles, atât Vasile Lucarciu, cât și George Pontevesești ocupă locul de frunte în această galerie. Dintre multele calități pe care le-a avut George Pontevesești și care de fapt definesc liderul politic al acelor timpuri, am să vă amintesc despre consecvența pe care el a dovedit-o, despre cunoștințele vaste pe care le avea. Acestea sunt valabile și pentru Vasile Lucarciu, vă spun, pentru că ele sunt calități pe care le aveau liderii politici la vremea respectivă. De aceea am spus că este vorba despre o generație de aur, această generație a mirii. A dat dovadă de consecvență pentru că a urmărit de la începutul activității sale politice până la moarte de consecvență. Nu a făcut rabat de la convingerile sale. Și aici vă amintesc un moment în care premierul maghiar, Isaac Kalman, la un moment dat îi propune lui George Pontevesești să ocupe orice funcție ar dori el în statul ungar. Ceea ce George Pontevesești a refuzat cu o mare demnitate, iar o altă calitate a lui, demnitatea, și a spus că nici dacă i-ar da toată Ungaria, el nu ar renunța la Transilvania și la ideile lui pentru unitatea națională. Deci ca să vadă autodeterminarea, să vadă independența românilor din Transilvania și unirea cu patria mare, bineînțeles. A dat dovadă de-a lungul vieții sale de o dărnicie poate ieșită din comun. Ei bine, aici iară fac le veți spune voi, la un moment dat, ieșită din comun. E adevărat, a fost un om bogat. De la moștenirea pe care i-a lăsat-o tatăl său, de 1000 de bucare, cam de acolo, cam de acolo, a triplat-o și mai mult decât atât, dând dovadă de un spirit econom, de cunoștințe, a scris chiar cărți care se referă la acest domeniu al agriculturii, dar această bogăție a lui a folosit-o în principal pentru ajutorare, pentru ajutorarea celor săraci, nu numai din Băsești și împrejurimi, pentru ajutorarea, cum a spus domnul director, a elevilor și studenților săraci, pentru ajutorarea diferitelor asociații, societăți. Este perioada în care se înființează, de exemplu, reuniunile de femei. Femeile sălăjene, hunedorene și așa mai departe. El a ajutat și a impulsionat și formarea acestora. Este o perioadă în care, atenție tătălor, femeile încep să se afirme, iar fiica lui George Pontevesești, Elena Popposu-Longin, a fost o feministă convinsă și a luptat din toate puterile pentru drepturile femeilor din Transilvania și nu numai.